Aplauze pentru Petre Dănuț Irinel! Bună seara, bună seara, oameni frumoși! În primul rând vreau să vă spun că am venit aici să sparg un mit. Multe femei frumoase m-au întrebat după ediția trecută dacă sunt pe bune căsătorii cu sora mea. Moment în care mi-am dat seama că nu sunt doar frumoase. Practic au toate calitățile necesare să se căsătorească. În realitate sunt căsătorit, am o femeie foarte frumoasă. Am luat-o încă de pe vremea când era virgină. Prima oară când mi-a văzut, s-a panicat atât de rău încât a început să plângă. A trebuit să explic că astea sunt un fel de ouă Kinder cu surprize, la modul la care dacă eu nu mă retrag la timp, surpriza se asamblează singură în 9 luni. E drept că până acum n-am avut parte de surprize de genul, deși ea cu câteva zile m-a sunat și mi-a spus că e acasă și că îmi pregătește una. I-am spus că dacă eu nu sunt prezent, ar fi bine să fie o surpriză de genul neutru. Am preferat să-i fac în schimb eu o surpriză, așa că am plecat cu ea în călătorie. Am ajuns în Olanda, unde am încercat verdele de Amsterdam, după care am mers în Anglia, unde am încercat verdele de Londra, iar într-un final am poposit în Paris, unde am încercat verdele de Amsterdam, că mai aveam. Bun, 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 bun. Bun, 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 bun. Bun, bun, bun. Bun. Mi-aduc aminte că la Cununia Civilă am primit o mulțime de cadouri. Ea a primit o pernă cu memorie pe care o ține în dormitor. Moment în care eu m-am decis să m-am dat amanta numai în bucătărie. Iar eu, la rândul meu, am primit o boxă portabilă care, culmea, o țin tot în bucătărie. S-a întâmplat la un moment dat ca boxa aia să o iei conectată la un telefon. Telefon pe care accidental rula un film porno. Film porno pe care accidental eu m-am în living. Living care era lângă bucătărie. Bucătărie în care nevastă mea îmi făcea două ochiuri. Ochiuri care accidental s-au transformat în omletă. Și dacă vă întrebați de ce am în living, se pare că ați uitat deja de perna ei cu memorie din dormitor. Foarte bun! Bun. Da. Îmi plac foarte mult animalele. Avem acasă o pisică pe care de când o am, din ea ești pui într-una. I-am pus numele Matrioșca. Și un câine pe care nevastă mea îl iubește foarte mult. Așa că l-am numit Trecut, să se obișnuiască cu ideea că la un moment dat o să aparțină trecutului. Câinele ăsta este atât de prost încât vine la mine să-i dau mâncare, ia mâncarea și o duce pisicii. Am ajuns la concluzia că la un moment dat o să-i fac un CV și o să-l angajez la grupă. Bun. Îmi place să-i fac toate plăcerile nevestemii, așa că în cele din urmă am trimis-o să se tatueze. Eram ferm convins că o să și-l tatueze pe Trecut pe braț, ca trecutul să aparțină tot timpul prezentului. În schimb, ea s-a întors cu două linii circulare pe braț, că am și întrebat-o ce vrea să însemne tatuajul ăla. Mi-a spus că reprezintă delimitarea dintre următoarele tatuaje. În mintea mea era asta, gândește exact ca ăștia de neconduc țara. Hai să punem o barieră în mijlocul câmpului, că poate cine știe, trece o cale ferată pe aici. Ok. Ok. Și acum fac ce fac și iar mi-au aminte de comentariile de pe YouTube de anul trecut, în care toată lumea m-a întrebat dacă-s căsătorit cu sora mea. Știți foarte bine că lucrul ăsta este imposibil. Cel puțin atât timp când nu slăbește. Uite-l, mă! Sora mea este atât de grasă încât prima oară când a văzut piramidele, a crezut că sunt pionii de la Monopoly. Wow. A vrut să le ia și să le mute în Monaco, noroc că n-au încăput. Și că așa i-a picat ei pe zar. Nici nu vreau să mă gândesc cu ce a confundat ea zarul ăla. Sper că nu l-a confundat cu Catedrala Mântuirii Neamului. Oh. Este atât de grasă încât singurul puzzle cu care se joacă este alcătuit din plăci tectonice. De când o cunosc, se chinuie să asambleze Japonia. Vai, cât de bun! Într-una din dimineți s-a trezit și a început să ude țara la lelelor de plictiseală. Și ce credeți? Fix când eram eu în Amsterdam cu nevastă mea,
Noroc că mi s-a uscat verdele ăla, că altfel muream ca prost în Paris. Dar nu am ce să-i fac, seamănă cu mama. Mama e atât de grasă. Îi place, mă. Mi-a plăcut că se bucura pe scenă. Îl bufnea râsul. Îl bufnea și pe râs. Lui îi place ce face. Se bucura odată cu noi de câte o glumă. Când se râde, atât de bine te simți, mă. Deci e o confirmare. De om, mă, e o confirmare, dar și tu râzi. Pentru că normal că și ție ți se pare amuzantă. Că tu ai făcut-o, înțelegi? Da, o să continui. E atât de grasă. Că n-a putut să dea niciodată de categoria B pentru că n-a încăput. E practic singura femeie din lume care are C-ul și nu are B-ul. Te referi la hepatită? Voi doi ar trebui să lucrați împreună. Da, încă nu am făcut sex cu ea ca să-mi dau seama dacă pot să o iau. Admirabil. Sora mea, e grasă ca mama și bețivă ca tata. E atât de bețivă încât a început să saliveze când l-a auzit pe tata când ne ducem vacanță la Cazane. E genul de bețivă care nu doarme în șanț, pentru că nu încape. Dar nici în zigzag nu merge pentru că o strâng gardurile. Despre mine ce să vă spun? Eu o duc un pic mai bine, am primit tot felul de mesaje pe Instagram. O tipă mi-a spus că sunt frumos, că am ceva din statuia lui Mihai Viteazu. Când am întrebat-o mai exact ce, mi-a spus că se mândrei cu calul lui. Așadar, cred că v-ați dat seama că nu am nicio legătură cu sora mea. În primul rând pentru că în realitate sunt singur la părinți. Tocmai ce mi-a spus mama că n-a vrut niciodată să mă înfieze. A vrut doar să-mi fure păpușa ceache din pătuțul de maternitate. De aici puteți să trageți sigur concluzia că dacă aș fi avut pe bune o soră, aș fi putut să o cer în căsătorie pentru că da, sunt înfiat. A închis-o rotund. Bine, bine, bun! Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!